Salutare, dragi prieteni! Sunt domnul Cristian de la Blogul Vieții și astăzi am să vă povestesc cum am ajuns să mă găresc niște turci. Nu vreau să fiu înțeles greșit, aceasta povestioare nu vă este relatată din dorința de a mă lăuda, ci din potrivă este mai curând o confesiune, căci cele ce urmează să vi le povestesc au lăsat o urmă destul de adâncă în conștiința mea. Numeroase seri fără odihnă corespunzătoare m-au determinat să ies în față și să vă mărturisesc că eu nu sunt omul acela perfect și fără de păcat pe care considerați că îl urmăriți atunci când alegeți să mă urmăriți. Așadar, să-i dăm drumul, luați-vă o băuturică răcoritoare, un snack, ceva, o gustărică și așezați-vă, căci ceea ce veți auzi în continuare vă va determina să mă priviți cu alți ochi. Și nu doar pe mine, ci poate și pe ceilalți idoli ai voștri, căci nu suntem ceea ce părem, nu întotdeauna. Suntem și noi oameni și avem momentele noastre de slăbiciune. Așadar, în urmă cu câteva zile mă aflam în concediu, în Turcia, alături de sufletul meu pereche și am hotărât să profităm de această oportunitate și să mergem la parasailing. Parasailing, adică chestia aia în care tu ai o parașută în spate și ești tras cu o funie de o bărcuță deasupra mării. Zis și făcut, am mers să facem programare din timp, am ajuns la locația respectivă, niște corturi, o căbănuță, am fost întâmpinați de un domn care părea foarte prietenos, ne-a întrebat de unde suntem, i-am răspuns că din România, în moment în care a început să vorbească puțin românește, nu era român, era turc, ne-a poftit la umbra unui amplasament, un select, un amplasament select, era practic o măsuță cu umbreluță deasupra, era umbră, era ceva mai bine. Ne-a înmânat un flyer, ne-am uitat peste ofertă, am luat o hotărâre și apoi l-am întrebat de fotografii, care-i povestea cu fotografiile. A zis că fotografii se fac, filmuleț, am întrebat de un preț și a ezitat, am insistat, căci am cunoștințe avansate în domeniul negocierilor și am dorit să aflu totuși un preț. Mi-a mărturisit că vom discuta după ce vom merge cu parasailing-ul, la final vom vedea exact ce și cum cu pozele. Am zis, ok, probabil sunt gratis sau ceva, sau un preț modic. Am plecat, ne-am întors a doua zi de dis de dimineață. Am fost echipați cu o vestă frumos, am fost luați cu o barcă dintre aia cu motor, gonflabilă cumva, cum vezi în filmele de acțiune sau în jocurile lui Tom Clancy, și am ajuns la bărcuță ceva mai în larg. Cu noi mai era și un cuplu de britanici, după care ni s-a mai alăturat încă un tată și un fiu. Asta așa, ca un mic detaliu, ca să vă dați seama că ce vă povestesc nu este nici de cum o închipuire, un rod al imaginației mele foarte bogate. Cuplul de britanici a fost lăsat primul, căci au sosit înaintea noastră, aveau și un aniversat, nu mai știu dacă el sau ea, în fine. A venit rândul nostru, am fost poftiți să pozăm, o să vă arăt și o poză, două. După care am fost echipați cu toate cele trebuincioase și am fost ridicați la cer de parașută, totul bine și frumos. Mi-a fost încredințat un selfie stick cu o cameră GoPro cu care a trebuit să mă filmez. Și na, toate bune și frumoase. O experiență plăcută, vă recomand dacă doriți să faceți chestia aia. E plăcut, chiar e plăcut. Nu trebuie să vă fie teamă absolut deloc, e o senzație superbă.
După ce ne-am întors, mă rog, după ce am fost coborâți înapoi pe bărcuță, am mers și am făcut alte poze, fel de înainte și după. După care am urcat în acea bărcuță cu motor și am fost duși înapoi la mal. Aici, într-un amplasament din nou select, un soi de cocioabă acoperită cu niște folie de plastic, se afla un domn care avea un pupitru și un laptop și ne-a poftit să vedem materialele, foto și video. Am intrat, ne-am uitat puțin pe poze, ne-am uitat și pe clip, după care am întrebat de preț. De fapt, cred că a venit el. A venit el la noi, ne-a abordat și a fost ceva de genul "Hello, my friend." Și a mai zis el ceva, în momentul în care m-am gândit că ceva se petrece. Unul la mână. Eu nu eram prieten cu el, ba mai mult, era prima dată în viața mea când îl vedeam pe acel individ. Și chestia asta te pune pe gânduri. Te gândești că ceva e pe cale să se întâmple. Cineva vrea să te încalțe. Și a venit și ne-a zis că fiecare poză de acolo costă 8 euro. Iar filmulețul video, un film de aproximativ 10 minute, cât a durat și cursa, este 40 de euro. Noi nu aveam prea mulți bănuți la noi. Cred că aveam 10 dolari rest de la suma pe care am plătit-o pentru a face acea cursă și 10 euro. Și am zis, bă, poate reușim să luăm 3 poze. Ne-am uitat peste poze, unele din ele defocusate, nu erau editate absolut deloc. Clipul video era practic filmat de mine, needitat și acesta. Ne-am uitat așa într-o doară pe pozele alea și am găsit 3 mai reprezentative pentru experiența pe care am avut-o, moment în care au început negocierile. I-am mărturisit domnului, prietenului, căci așa se considera el, prietenul nostru, i-am mărturisit că nu avem suficient de mulți bănuți și dacă putem cumva să negociem, să luăm poate clipul video și 3 poze la prețul de 20 de euro. Mi-a zis că este prea puțin ce putem noi să oferim, i-am mărturisit că mi se pare puțin ordinar, bine, nu i-am zis asta, dar mi se pare puțin ordinar să taxez 8 euro pe o poză care nu este nici măcar editată, este făcută de un amator pe o barcă, barcă care ar fi putut fi folosită și la pescuit ilegal, de ce nu? Iar pentru clipul video, iarăși, 40 de euro, o sumă mult prea mare. Și am zis că poate reușim să scoatem la 20 de euro. Ne-a povestit că acest lucru nu este posibil, ne-a întrebat de bani, am zis că noi avem doar 10 euro și 10 dolari la noi. A zis că e prea puțin, eu am dat din numeri, m-am mai consultat cu prietena. Am zis, ok, hai să vedem cum putem face. Eventual să ne ducem până la hotel, dar stăteam departe. Cumva doream să încheiem tranzacția acum. Domnul a zis că e ok dacă mergem și la hotel, oricum nu aveam la noi telefoane sau dispozitive pe care să putem lua materialele foto și video. Și că da, nu puneau la dispoziție nici măcar CD sau stick, trebuia să vin eu cu un dispozitiv pe care să le copii, trebuia să-mi fac loc pe telefon, să mai șterg niște poze ca să pot să iau informația mult dorită. Am convenit până la urmă suma de 30 de euro și 10 dolari pentru a lua materialul și anume clipul video și 3 poze și a urmat să ne vedem mai târziu în acea zi. Am plecat, m-am dus în cameră, am luat telefonul, am mai golit memoria telefonului, după care m-am deplasat din nou printr-o căldură insuportabilă spre locația distinșilor domni. Am ajuns acolo la o căbănuță, era un domn, probabil șeful, CEO-ul acestei companii
de succes și am întrebat de acel domn cu care am negociat prețul fotografiilor și al clipului video. Mi s-a spus că nu este, a chemat un alt tânăr, acesta s-a apropiat, i-am spus că am venit în legătură cu materialele, că am negociat cu un domn care aparent nu este aici și să mergem să le luăm. Aveam la mine cei 30 de euro și 10 dolari și am mers, am mânat telefonul, m-am uitat pe monitor să văd ce face, a dat să selecteze toate materialele. M-am gândit că e ok, ba mai mult am ținut să îl ajut deoarece el a dat click și a încercat să selecționeze tot și l-am și ajutat, i-am oferit niște consultanțe, i-am spus că dacă apasă pe tastatură Control plus A, va selecta totul deodată și a fost bine, le-a copiat frumos, încă nu se pusese problema de bănuți, moment în care ce mi-a dat mie prin cap. Și din nou, nu sunt mândru de mine, așa a fost să se întâmple. Moment în care m-am gândit că aș putea să mai scot niște bănuți. Eu aveam toți banii puși unul peste altul, ordonați frumos și împăturiți odată și apoi încă o dată și bănuții erau cam așa. Eu aveam în buzunarul stâng pe toți și în timp ce materialele multimedia se copiau, am zis eu așa, bă, ce-ar fi dacă aș da doar 10 dolari și 20 de euro. Da. În acel moment timpul s-a scurs foarte greu. Eu am scos bănuții din buzunar cu grijă și de după teșghea am înlăturat o fâșie de 10 euro și am băgat-o în alt buzunar. Și am păturit la loc bănuții aceia. După care i-am înmânat acestui tânăr, care nu era foarte specializat în operarea unui PC. Acesta i-a numărat. Am zis ok. Timpul începea să se scurgă foarte greu. Tensiunea creștea. Wow! Nu ați fost acolo. Nu știu dacă ați trăit vreodată momente dintre acestea. Am mers la căbănuța aceea să-i dea banii șefului. Din punctul în care eram eu se vedea foarte puțin. Vedeam practic de la mânuțe de aici în jos. Nu vedeam ce se întâmplă. Nu i-am văzut reacția feței, mimica. Și am văzut doar cum a numărat bănuții, a deschis un sertăraș, a băgat bănuții acolo, l-a închis și sănătate. A revenit tânărul care opera calculatorul și acum se făcea transferul de date. Eu mă rugam să se termine cât mai repede, era o cursă contra cronometru și speram ca tipul cu care am negociat inițial să nu se întoarcă. Transferul de date s-a făcut până la urmă în timp util și dus am fost cu toate materialele video, aproximativ 30 de poze și un clip video de 10 minute. Aproximativ. Acum, știu că sunt persoane între voi care mă vor judeca. Domnule Cristian, dar nu se cuvine așa ceva. Dacă v-ați învoit la un preț, să faceți o astfel de măgărie. Nu vă stă în caracter. Și așa este, nu-mi stă în caracter. Dar eu sunt un apărător al dreptății morale cel puțin și am considerat că suma aceea de 40 de euro pentru 3 fotografii și un clip video este mult prea mare pentru ceea ce primeam. De aceea am ales să nu îl corectez pe tânărul care a venit să ne transfere datele și să-l las să pună ce dorește el. Dacă el a dorit să ne lase totul, foarte bine, îi mulțumim. Dacă ar fi fost să plătim prețul care ne-a fost spus într-o primă fază, am fi plătit de ne-ar fi sărit capacele. Mă rog, dacă am fi ales 30 de fotografii ori 8 euro plus 40 clipul video, ho-ho. Nu că n-aș fi avut banii ăștia, dar de ce să fac chestia asta dacă trăiesc cu impresia că o să fiu tras în piept? N-aveți decât să mă judecați, eu nu mă simt vinovat, dar mai mult am și discutat cu tânărul acela, consider că diferența de bani a constat în faptul că eu l-am pregătit pentru viitor, i-am oferit niște informații, l-am educat în ceea ce privește selectarea mai multor fișiere,
concomitent. L-am întrebat și cum se spune mulțumesc în turcă, nu știam exact. Mi-a spus teşekkür ederim. I-am mulțumit în turcă înainte să plec. Dacă asta contează, sper că totuși o să alegeți să fiți mai puțin aspri în a mă judeca. Pentru că i-am și mulțumit și... Da, cam asta e. Cam asta e. Mă simt mai bine. Da, până data viitoare, nu uitați, nu puneți la suflet, băgați la cap. La revedere!